Operațiune dramatică a polițiștilor de frontieră din Mehedinți din cauza secetei. Aceștia au salvat un iaht eșuat pe un banc de nisip de pe Dunăre. Pe velierul sub pavilion austriac se aflau două persoane care riscau să se nece. Cei doi austrieci, soț și soție, au pornit cu iahtul pe Dunăre din Linz și mergeau către orașul burgăresc Ruse. Pentru că li s-a stricat sonarul, au ieșit cu velierul de pe canalul navigabil și au eșuat pe un prag de nisip format din cauza secetei, în dreptul localității Gârla Mare. Da, ieri după amiază, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Gârla Mare, aflați în misiune de supraveghere și control a frontierei de stat, au fost solicitați de către echipajul unui iaht sub pavilion austriac pentru a-i scoate efectiv dintr-un banc de nisip. Aceștia, din cauza curentului puternic și al indicării greșite a aparaturii de navigație, au fost luați de curent și împinși în bancul de nisip și, datorită acestui fapt, nava lor era în pericol să se răstoarne. Cum iahtul s-a înclinat și era pericol să ia apă, oamenii făceau semne disperate cu mâna unei embarcațiuni a poliției de frontieră care patrula în zonă. Barca a fost readusă pe linia de plutire, iar cei doi aventurieri și-au continuat drumul către portul bulgăresc Ruse. Cei doi spun că incidentul nu îi va opri ca anul viitor să pornească într-o călătorie pe Marea Mediterană, la bordul aceluiași iaht.